înviat. Suntem în săptămâna luminată. Și de astă dată, Muzeul Județean Olt a dorit să vă aducă cumva sufletele în grădina Edenului. Și când spun acest lucru, mă gândesc la una dintre lucrările pe care le veți vedea în mesele acestei sări de vizitații care se intitulează grădina Edenului. Deci, într-un fel, în săptămâna luminată, cu toți, cu sufletele pline de lumină, ne bucurăm de expoziție importantă pentru peisajul cultural orașului Slatina, datorată unuia dintre cei mai talentați artiști plastici din Basarabia, domnul lector universitar Vasile Sitari. A făcut un veritabil tur de forță, a plecat din Chișinău aseară la orele 23, a călătorit toată noaptea, a fost preluat din București de prietenul nostru, pictorul Vitalie Butescu, și a dus la Slatina în această dimineață, unde am reușit să anotăm o expoziție pe care vă prezentăm și care are ca titlu, ales de către autor, Spectrul. E o expoziție ce conține 62 de lucrări, în special artă plastică, deși vreau să deconstruiesc un lucru. Vasile Sitari este și un, spun eu, sculptor născut. În momentul de față are deschis în București o expoziție, într-o galerie Constantin Tănase, patronată de Vitalie Butescu. Numai că noi la Slatina am dorit să ne focalizăm pe ceea ce înseamnă talentul pictural al lui Vasile Sitari. Vasile Sitari este născut în 1971, în Basarabia. Acolo a urmat și Institutul de Arte și după aceea Academia de Arte. Și grație unui atașament deosebit pentru ceea ce înseamnă pictura și artele plastice, a urmat și o carieră universitară. În momentul de față, așa cum vă spuneam la început, este lector superior. Este o titulatură specifică, învățământului din Basarabia. În curând sperăm să fie conferențiar universitar. Este cel care îndrumă cumva destinele artistice ale tinerilor extrem de talentați din Basarabia. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu vreo 10 ani, grație lui Nicolae Truță și lui Paul Matiu, organizam Muzeul Județean, Centrul Cultural din acea vreme, o serie de tabere de pictură la Nicolae Titulescu. Și atunci a existat o idee de a chema o delegație de pictori din Republica Moldova, care să fie prezent, să ia parte la taberele noastre, și noi să mergem în Basarabia să participăm așa la un schimb de experiență cu privința artelor plastice. Câțiva ani au venit, ne-am cultivat, ne-am căutat, s-au făcut expoziții, chiar s-a înființat o pinacotecă cu lucrări donate de pictori din județul Olt la Iavopeni. După aceea, legile nescrise ale vieții, Nicolae Truță s-a prăbălit, Paul Matiu s-a prăbălit, a făcut cumva să se rupă așa o legătură foarte puternică pe care o aveam cu Basarabia. De aceea, împreună cu pictorul Vitalie Butescu, ne-am propus să remodăm această legătură și pe lângă calendarul cultural extrem de generos pe care îl oferă Muzeul Județean, să avem anul aceste expoziții cumva datorate unor artiști originari din anumite provincii istorice. La Slatina ăsta vom expune trei pictori originari din Basaraș. Vitalie Butescu a expus deja, va se citare astăzi. Și în perioada imediat următoare o să ne invităm la Slatina pe Sergiu Bloc, cel care este stabilit în România la Dunicu Vâlcea. Vasile Sitari a venit în anul 2011 în România și a participat la o expoziție la o prestigioasă galerie bucureșteană, o expoziție dedicată la vremea respectivă femei. În această expoziție erau prezenți trei autori, Vitalie Butescu, Vasile Sitari și Ștefan Coman. Vreau să știți că acea expoziție s-a bucurat de aprecieri unanime, a fost consemnată în vremea aceea de Cotidian, de prestigioase publicații din Republica Moldova și o concluzie a ei era că acești tineri talentați sunt cei care, într-un fel, fac parte din tânăra generație foarte puternică pe care a promovat-o școala de pictură din Republica Moldova. L-am întrebat la un moment dat pe Vitalie Butescu să ne-l definească pe Vasile Sitari, pentru că nu aveam la îndemână foarte multe date geografice sau tehnice. Știam că a fost în 2011 la București la acea expoziție, știam că a luat un premiu în 2014 la un salon național organizat de Muzeul din Târgoviște. Atunci a luat locul întâi și premiul Gheorghe Petrașcu, deci o recunoaștere a talentului cel pe care îl are. Știam că de mai mulți ani participă la taberele de pictură pe care le organizează Muzeul Județean din Vâlcea și Casa Memorială Nicolae Băcescu, chiar acolo o prezență nelipsită.
prezent și la Măldărești, expoziții organizate în Dulcea, foarte multe, numai că nu reușeam să-l aducem la stare. Grație prieteniei cu Vitalie Butescu am reușit să-l determinăm și să facem din această distanță de 700 de metri un pas spre, spun eu, un veritabil pod cultural. Vasile Sitar ne propune în această seară o expoziție extrem de complexă în care își mărturisește cu dezinvoltură știința compoziției. Veți vedea un pictor care își cultivă talentul nativ, o compoziție desăvârșită, o paletă coloristică, spun eu, impresionantă și care nu se sfiește să abordeze peisajul, mood-ul sau natura statică. Veți vedea foarte multă culoare, veți vedea extrem de multe elemente criptate în lucrările sale și niște asocieri pe care eu am încercat să le desfășesc în discuțiile pe care le-am avut de azi dimineață. Această asociere, vedeți, femeie pe unul. La un moment dat, această asociere, iarăși care apare în orice lucrare, în care apare silueta unui pahar. Mi-a mărturisit că multe dintre subiectele pe care le desenează aceste galerii sunt izvorâte din trăirile interioare, din biografia sa, chiar undeva în dreapta mea aici am o lucrare pe care i-am recomandat-o să o pună pe un catalog sau pe o biografie sau pe un album pe care l-avea, pentru că practic într-un singur tablou putem să citim biografia lui Vasile Sitar. Să vedeți aici perele, buturile, botanul copilăriei, ca să aprindească lumea mirifică în care a crescut și a evoluat Vasile Sitar. Extrem de colecționat, lucrând multe colecții din străinătate și ceea ce este foarte important în muzee din România. Și în spațiul sovietic, la Kaliningrad, se lucră muzeul din Kaliningrad. Și asta înseamnă o opțiune, spun eu, spre valorizare. Ne putem mândri începând de astăzi, că și noi avem, o să avem în colecții de muzeul de seamă lui Vasile Sitar. Nădăjduiesc să reușim să întoarcem gestul simbolic pe care l-am făcut în această seară de a veni la Slatina. Am să vă dau publicațiile științifice ale Muzeului Județean Olt pentru a fi transmise la Academia de Arte acolo, în așa fel încât studenții dumneavoastră să ia contactul cu ceea ce înseamnă și arta locală din spațiul cultural al județului Olt și al Slatinei. Încă o dată, mii de mulțumesc că sunteți alături de noi. Am să mai spun câteva cuvinte, dar vreau să îl invit să ne spun câteva cuvinte pe Cătălin Pădureanu, artist plastic stătinean, profesor la Liceul de Arte din Spate, dar într-un fel coleg. Vreau să vă citim. Bună ziua, prima dată, și există s-a înviat. Suntem martori astăzi la un eveniment deosebit și, în bună măsură, sunt surprins să constat numărul foarte mare de lucrări de pe simeza acestei galerii. Pe o parte și, pe de altă parte, trebuie să mărturisesc că personalitatea domnului Vasile Sitar este extrem de covârșitoare. Adică am avut așa un impact, așa a avut un impact această expoziție asupra mea de când am intrat. Extrem de puternic și probabil că și noastră le simțiți. Să recunoaște, sau să poate recunoaște lucrurile din anul sau cele expuse de astăzi, strădanii, da, cu capabilități extrem de ample. În primul rând, trebuie să vă spun că pictura domnului Sitar trădează un desen extrem de bine stăpânit. Se simte în tablourile dumneavoastră foarte, foarte clar acest lucru și, din câte am aflat, puțin mai devreme, are o formație de grafician. Așa se explică, poate, acest lucru. Din cuvântul domnului director am aflat că exploatează și resursele structurii. Asta confirmă încă o dată valoarea artistică a domnului Sitar. Iar cariera pedagogică pe care o susține la Chișinău nu face altceva decât să ne spună încă o dată că este extrem de implicat în mecanismul și tot sistemul artistic din Republica Moldova, dar și de la noi. Ceea ce propune astăzi, motivele care le aduce astăzi cu simeză, toate genurile artistice care ne prezintă astăzi,
Cred că sunt doar o mică parte din ceea ce exploatează dumneavoastră. În orice caz, trebuie să ne bucurăm de toate valențele pe care ne arată, de soluțiile cromatice care le propune, simbolistica extrem de diversă și, mai cu seamă, calitatea lucrărilor. Trebuie să mărturisesc că sunt copleșit de acest lucru. Nivelul tehnic al acestor lucrări este extrem de ridicat și confirmă foarte multă experiență. Acest lucru vine și din faptul că este de foarte mulți ani la Chevalet și în fața planșetei, probabil ca elev, student și din postura de profesor, experimentez și lucrez cu elevii tot felul de variante plastice și vizuale care îți consolidează întrebările, eu știu, curiozitățile și așa mai departe. Și găsești soluțiile în final. Trebuie să-l felicit și în același timp să vă mărturisesc și dumneavoastră și dumneavoastră că mi-a făcut o reală plăcere să-l cunosc cu Marius aici la Slatina. Pentru că sunt lucrări foarte valoroase și cu siguranță, dacă o să mai avem ocazia să-l vedem aici în galerie, dar și în alte orașe, dacă o să mai avem ocazia să-l vedem, vom avea prilejul să ne întâlnim cu acelea soluții, să zicem, spectaculoase, extrem de generoase și bine făcute, cu destul de multe argumente și destul de multe soluții plastice de calitate. Eu nu țin decât să-i mulțumesc că a ales să expun la Slatina, felicit pe domnul director pentru alegerea făcută pentru această săptămână și îi mai așteptăm, zic eu, și pe viitor. Mi-ar face mare plăcere să-l mai revăd pe domnul profesor Sitar și poate chiar și un schimb de experiență didactic, cine știe. Ar fi foarte, foarte interesant. Da. Încă o dată felicitări și mi-ar cu mare plăcere să vă cunosc și sper că și dumneavoastră sunteți la sentimentul meu, mai ales în această săptămână, cum se spune lumina. Da. Da. Te conspir așa câteva dintre secretele și secretele noastre. În februarie, când i-am deschis o expoziție la Cercul Militarului Italian Stescu, a venit la Venesa și a vorbit ambasadorul Republicii Moldova, domnul Iurie Reniță. Și multă vreme l-am rugat acest lucru, să facem schimbul de experiență. Am cerut organizarea unei expoziții sub egida ambasadei Republicii Moldova aici și după aceea replică de-a noastră acum. Din motive obiective au fost fădărele care nu s-a putut face nimic, însă am ținut legătura cu Vitalie Butescu, care e ambasadorul cel mai important în momentul de față a Republicii Moldova în România și care ne-a reușit în întâlnirea din această seară cu un om deosebit pe care l-a catalogat așa într-o frază foarte simplu. Este unul dintre cei mai tineri, talentați, colegi ai mei și de promoție de generație, care a ales cariera pedagogică mai întâi, nu s-a aplicat dezinvoltură numai și numai despre cultură. Are această aplicare spre studiu, spre ceea ce înseamnă și partea teoretică a lucrurilor, însă iată că, dincolo de teorie, stă la îndemâna dumneavoastră sale foarte mult talent și foarte multă muncă. Eu am să vă rog să vă decripteze câteva dintre misterele acestor lucrări, dincolo de simbolistica folosită, să știți că și titlurile sunt multe dintre ele adevărate metafore. Începeam această expoziție cu genericul acela, suntem cu toți în grădina Edenului. Vasile Sitar, în această seară, ne-a adus pe toți în săptămâna lunară în grădina Edenului, cu niște chipuri de femei care nu dezvoltă așa anumite instincte, un mut, spun eu, oarecare sovietate, un mut care cultivă misterul mai degrabă și nu are anumite incantații cu tente diferite. Câteva fizionomii feminine, discrete, cu o țigară în colțul gurii, rasate cu tușe extrem de ferme. Veți vedea la câteva dintre chipurile feminine care sunt înconjurate de acele elemente obsedante pe unii. Unele dintre personajele nu au reliefată gura, în schimb cele care sunt făcute într-o manieră în care predomină mai mult figurativul, veți vedea niște buze marcate cu roșu, niște elemente de detaliu ce înseamnă pumn de țigară, gestică, mimică, lucrări care, așa cum spuneam, degajă foarte multă naturalețe, o influență artistică și, nu în ultimul rând,
cunoașterea detaliilor tehnicilor de realizare. Vasile Sitar, te rog să ne mai spui câte ceva despre cine ești. Bună seara la toți și Hristos a înviat. Eu de câte ori ajung în România, de teori sunt mândru și mulțumesc mult Dumnezeu că am posibilitatea să ajung aici, având prieteni, prieteni mulți. Ceea ce ține de expoziție, când am prezentat prin azi domnul director la banotare, am zis lui tare, aducem cât e posibil de mult, de fapt cât am căpute în mașină, și de fapt o selectăm acelea 40-50 de lucrări care la maximum, dar gândeam 35-40, pe o anumită, și le punem toate, că de fapt ele sunt toate din diferite, hai eu le numesc așa colecții, deoarece un artist, el de fapt, în persoana mea, încerc cumva să merg pe linie, adică concep, o țin, le las, încep alta, poate nu știu, e bine, nu, dar experimentul cu textura, factura, cu compoziția, cu ideea, cu conținutul, el predomină. De fapt, în femeile care sunt cu țigara, eu știu, un pahar, nu presupune, zicem, un viciu. Este un, eu îl numesc element decorativ. Că, de fapt, eu tot am fumat mulți ani, nu mai fumez, de fapt, pentru mine era o stare, țigara. De fapt, dăm seama că nu am nevoie de ea. Dar chipul ăsta, trăirile astea, ele rămân ca un, cum așa, ca un element decorativ. El, de fapt, cineva, eu știu, dă o stare de, eu știu, așa, de, chiar de pandez, așa, în cazul dat. În rest, fructul, așa se zice că fructul păcatului, de fapt, nu-i mărul, dar este rodia. Și, ca simbol, la Vâlcea, într-o expediție, a intrat un reprezentant din Armenia, care, de fapt, a venit și căuta un traducător din engleză, că, da, vorbesc, dar foarte puțin, am fost în perioada când se vorbea mai mult rusă, adică alte limbi, și la franceză, bonjour, comme ça va, ça va bien, atât. Restul nu știam nimic, așa erau timpurile. Și când mi-a spus că el este din Armenia, nu l-am trecut la rusă, și el a rămas tot impresionat cum, zicem, un român, tema rodii e atât de actuală pentru ei. La ei e simbolul, sunt în ea 360 și nu știu cât de semințe, ca simbolul, s-a salvat națiunea prin mâncau zilnic. La ei e un cult al, eu știu, a națiunii. Și ne-a explicat că, de fapt, natura, fructele, tot este un mister. De la o simplă, știu, semință, iese, spune așa, o creatură, cum este în cazul dat rodia. Și, nu știu, dar chiar de mic copil, pictez rodiile. Le-am în diferite variații, chiar în plat. Și premiul Gheorghe Petrarca tot pentru rodii. Da. Și, așa, o paralelă. Niște colegi de breaslă, tot pictam cu rodii, zice, păi, foarte bune rodii ai. De el nu sunt pentru premii. Că de obicei au o strategie, la noi se știe foarte bine lumea noastră, îți ține o strategie, te treabă cu cât lucrarea e mai enigmatică, cu cât mai puțin poți da explicația la ceea ce e reprezentat, cu atât e mai valoroasă. Că de fapt știi, mă sunt autorul. Și eu sunt de acord. Și restul, adică poate fi variații. Și ajung la Târgoviște și îți dau premiul întâi pentru rodii. Și mă bucur faptul că de fapt ăsta este un exemplu pentru tineri care, de fapt, în 2014 am 20 de ani în instituția respectivă, ca lector. Da. Chiar de la finele facultății, era și o criză de specialiști și cred că au zis că aș putea fi bun pentru o meserie. Oriși au plecat. Și au zis că, și de fapt, așa, decanul Alexei Colobneac, pe timpul ăla, a zis că o instituție trebuie să-și crească singur profesorii. Dar dacă instituția, ea formează anumite strategii. Deci, în momentul când dirigezi un anumit colectiv cu potențialul respectiv, poți crește o facultate. Că dacă ar fi cazul să dispersăm multe lucruri, nu va fi unitară.
și ea de la sine, în timp, poate devine o instituție bună, cu rădăcine, eu știu, cu un fruct sănătos, sau ea se distramă. Și, de fapt, facultatea acum, anul ăsta, aniversat 30 de ani, de la Fondare, sperăm că... Cam câți studenți are? Studenți, nu este un program individual pentru Academie, noi primim bugetar, 5 elevi la specialitate, avem 7 catedre, eu 75, 35 în an primim, da, și per total la un student revin 2 profesori, dacă împărțim. E foarte, destul de serios, lucrează în sele dotate cu respectiv mobilier, modele, tot. Adică asta este, de-aia și specificat că este conținut academic, că meseria o preiau definitiv începând cu perspectiva anatomiei și restul programelor academice. Și țin să vă mulțumesc la toți pentru prezență și sper să mai ajung cu expoziție. Și în tabere. Și domnul director pentru înțelegere. Și data viitoare poate vine și distinția noastră soție care tot. Da, Victoriță, da. Păi ea înțelege numai lucrurile. Și domnul Vitale Botescu și sigur la toți. Vă mulțumesc. Invitați să vă mai deconsideri așa câteva dintre secretele meseriei și chiar dintre anumite simboluri care sunt prezente în altă. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Mi era pachetul bucăți. Pachetul bucăți pentru universitate, să vadă și studenții. Să avem și un bar de vin. Nu.